Salut, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de NFS. Foarte mulți mi-au spus că nu se aude foarte bine NFS-ul și să îl dau mai tare. Bine, asta vom face încă din primele minute ale clipului. Sper să fiu ok așa. Ia să vedem. Apply. Sincer să fiu, nu văd nicio diferență. Ia să dăm mai tare. Dar cred că prea tare ar fi, nu știu. Vedem dacă e schimbăm pe parcurs. În orice caz, dacă vreți să apară cât mai multe episoade din seria asta, apăsați butonul de like și dacă mă strânge peste 1500 de like-uri, o să continui și vreau să vă spun că mâine vă promit că o să apară GTA 5 la ora 6 dimineața, un episod foarte lung de vreo 40 de minute, deci dacă vreți să apară mâine NFS, oh my god, dacă vreți să apară mâine GTA 5, apăsați butonul de like și poate o să apară un episod de GTA 5 și unul de NFS. Mâine vedem în funcție de numărul de like-uri pe care voi o să-l oferiți, eu o să fac asta. Și am citit comentariile voastre de la episodul anterior. Foarte multe persoane spuneau să fac curse, să fac bani și apoi să-mi iau acel BMW M3 din 2000, nu mai știu cât era, ăla mai vechi, nu ăla nou. Sau vedem ce avem noi, cu ce ne încadrăm ca și bani. Însă o să facem niște curse mai mult în acest episod, pentru că vrem să facem bani și probabil mâine o să ne luăm o mașină nouă și o să o tunăm foarte mult. Acum mi-a spus voi că dacă vreau să fac drifturi, trebuie să mă duc în garaj și să-i dau acolo la rost să fie nu știu cum înclinate. Ei bine, asta o să fac chiar acum și apoi să ne băgăm la curse. Pentru că mi-a spus voi că mașina mea acum este făcută să nu derapeze deloc de pe șosea, să fie foarte stabilă. Dar o să dăm noi, am văzut eu niște chestii, o să dăm mai așa în stânga. Oh my god. Am mai avut problema asta odată, tot așa nu mă conecta, nu știu de ce. Și a trebuit să ies din joc și să revin. Ia să vedem, dacă merge acum trebuie să închid jocul și gen să-i dau restart la joc. Sper să nu fie o problemă asta. Hai că vedem. Finding players for you to join. Ok, deci înțeleg că mă bagă pe online. Hai, oricum știți și voi că și la GTA 5 loc de screen-ul ăla e, vai. Cred că de acum încolo o să încep episoadele încă de când mă bagă pe joc. Și ați văzut, adică sigur, o să apară comentarii. Da, m-am tuns un pic, dar nu foarte mult. Bine, un pic mai mult decât data trecută. Și oricum în vară o să vedeți o schimbare destul de mare asupra părului meu. Nu știu dacă dau spoilere, dar o să fie foarte diferit. Și o să arate bine. Haide băi, haide. Mamă, deci dacă uite, de, filmăm de 2 minute și măcar n-am început să ne jucăm. Pe ce e asta? Da, băieți, și vreau să vă spun că vă puteți lua și acest joc de pe G2A. Dacă vreți, puteți intrați în descriere și aveți un link unde puteți să luați jocul. Mi se pare că la 30 ceva de euro și jocul normal e vreo 60 de euro. Deci dacă vreți să faceți economie, puteți să vă luați jocul de pe G2A și cum nu știți foarte mulți bani. Uite că ne-au băgat. Bun. Hai să văd unde tunam eu aia, parcă pe aici, nu? Nu știu dacă aici. Drift assist. Nu știu. Uite, dacă dau așa, vezi? O fac mai pentru drift, uitați-vă acolo sus. Dar voi nu vedeți că e webcam-ul meu. Vă spun eu ce? No, stai că nu știu am făcut. Se duce bila aia mai mult. Ea e, în dreapta apare grip și în stânga drift. Da, dar voi nu vedeți că scrie grip. Vedeți doar drift, deci e destul de bine. O să dăm cât mai mult pentru drift, nu știu dacă... Cred că nu o să fie deloc stabilă pe șosea. Cred că acum facem prea mult. Nu știu, hai să vedem, o lăsăm așa. Ok, și dăm play. Yes. Și ne băgăm la curse. O să fac foarte multe curse în episodul ăsta. Și apoi v-am spus, cred că o să facem numai curse. Și apoi în episodul viitor o să cumpărăm o mașină nouă. O să o tunăm, deci trebuie să facem bani. Da? Deci sper că o să vă placă. Să vedem ce curse avem astăzi de făcut. Mașinuța noastră arată foarte bine. Numai că se simte, ia stați așa. Mamă, băi, e prea pentru drift acum. Ia stați așa. Vreau să mai merg un pic în față. Și acum. Mamă, cum e asta, deci acum chiar că face drifturi. Chiar că face drifturi multe. Ia. Da, ok. Hai să vedem ce misiune avem. Băi, sper să nu se audă jocul prea tare, sper să fie destul de decent. Ok, avem aici un Spike, un Robin, ce vrea asta, mă? Și o location on map. Ok, vai, sper să nu fie de... Mamă.
Păi, cred că... Ok, uite, îmi dă 4.000 de dolari, deci e bine. Și 13.000 reputație. Ok, hai să o facem. Sper acum să nu fie prea mult drift, adică sper să măcar să mai pot să mă mișc decent cu mașinuța. Vedem noi dacă e, o să mergem să o facem la loc. Avem doar 5.000, vai de capul meu, mai bine mi-aleg altă cursă. Aoleu, dar chiar că derapează foarte mult de pe șosea. De-aia n-am putut să câștig la concursul ăla, la cursa aia, pentru că mașina mea nu era de drifturi, adică era pe grip, să stea foarte bine pe șosea. Oh, băi, ce s-a întâmplat? Mamă, scrieți-mi voi în comentarii ce s-a întâmplat. Nu știu, s-a întâmplat ceva foarte bizar, nici nu am avut timp să văd prea bine. Mamă, deci fac aici la drifturi. Eu încerc să o simt pe șosea cât pot de mult, dar vă spun eu că se controlează mai greu acum mașina. Adică, deci credeți-mă că mi-e foarte greu să conduc acum. Nu era meu bun dacă nu, dar acum mi-e și mai greu să conduc. Cred că trebuie să dau un pic mai la puțin drift. Da, mă, și parcă se aude mai bine acum, adică sper să n-auzi sunetul prea tare. Dacă auzi sunetul prea tare, îmi cer scuze, o să repar în episodul viitor. Să-mi scrieți acest aspect în comentarii, dacă se aude prea tare jocul. Ia, asta sunt eu pe un pic mai sus. Așa. Dacă se aude prea tare jocul, să-mi spuneți în comentarii, că voi modifica. Tricoul ăsta foarte ciudat. Și știu că arată mai ciudat părul meu, dar o să revină, o să crească la loc, nu-i problemă. Oare aici cu steluța asta ce era? Oh my god. Deci chiar s-au de mai tare, sper să fie ok pentru filmare, la asta mi-e frică. Nu vreau să merg pe contrasens pentru că era nasol. Și am văzut că s-au sunat destul de multe like-uri, însă nu s-au sunat la fel de multe ca și la primul episod. Dar oricum, dacă... Drag Race, nu vreau să fac drag. Dar oricum, băieți, dacă vă sânge peste 1500, uite, în stânga scrie și ce melodie e. Pentru cei care mă întreabă ce melodii sunt pe fundal. Sunt melodiile din jocul lor, dar le poți schimba și tu, adică dacă vrei poți să spui soundtrack-urile tale sau așa mai departe. Mamă, ce viteză avem aici. Și cred că trebuie să-mi dau jocul și în kilometri pe oră, pentru că am mile pe oră din câte vedeți voi acolo. Vreau să mă uit să văd cât timp filmez și ia uitați ce s-a întâmplat. Mereu fac așa când mă uit să văd când filmez. Oricum mai am puțin și ajung. Sper să fie o cursă bună. Dar nu știu, 4.000 de dolari cam puțin, mie îmi trebuie vreo 40.000 de dolari. Da, o să mă duc și off camera, dacă e nevoie. Și v-am spus, mâine o să apară GTA 5, probabil, și un Need for Speed, vedem. Adică, oricum, vedem dacă apare GTA 5 în funcție de numărul de like-uri pe care îl veți da la acest clip. Dacă te plânge peste 1500 de like-uri, o să apară mâine GTA 5 și un episod lung de vreo 40 de minute, cum vă place vouă. Și mulți mă întrebați de ce aveam level 37 în episodul anterior, pentru că nu era contul meu. Eu am bani pe contul meu și ghiciți de ce am bani. Deci am dat ichi la Rockstar și mi-a spus că am bani pentru că folosesc OBS. Și OBS e programul de filmat și a fost detectat de ei ca și hack. Auziți și voi. Toamne. Și am stat să le explic, dar degeaba. Oricum, pentru 10 zile. Deci mi-au spus că am luat bani pentru că am folosit OBS. Dar ei nu știau ce e OBS. Mi-am spus că e programul ca să filmez, băi, deștepților. Da, n-am cu cine să mă cert, așa că... Oh my god, deci pare o cursă cu driftul din câte văd eu acolo. Ready? Mamă, cred că e cea mai mare greșeală. Deci, cu asta am făcut și în episodul anterior. Da, și... Oh my god, trebuie să fac... Cred că am pierdut un episod anterior, nu mai știu. Trebuie să fac niște puncte. Hai, mamă, bă, dar ce drift face să-mi trag palme. Mă credeți că mă uitam să ce punct am acolo. Oricum aici nu trebuie să fii pe primul loc. V-am spus, trebuie să faci drifturi. Nu! Bine, dar ai și un timp. Nu trebuie să fii pe primul loc, dar trebuie să termin cursa, you know? Mamă, deci e... Mai de capul nici... Dacă... Nici nu vreau să fac drifturi, dar tot fac drifturi. Adică... Vai de capul meu, măcar...
să câștig dacă tot cu mașina asta face drifturi atât de multe. Dar nu știu să le fac, adică tot le fac greșit. Face ciudat drifturile. Acum trebuie. Aaaa! Hai, sunt pe locul 1, yes! Am 19.000 de puncte, oh my god. Nu, nu, nu vreau accident. 20.000 de puncte am. Miau. Băieților, ce faceți? Oh my god, m-a luat un tip! Nu! Am pierdut aici, am făcut de prost. Ah, mi s-a întors mașina cu totul. Ah, trebuie să recuperez, sunt pe locul 2. Mamă, ce melodii, frate. Sunt șmecheri așa unele. Yes, locul 1, dar oricum mă poate lua cineva, gen trebuie să iau foarte mult avantaj. Ah, deci am luat. Ce ai făcut? Vai, bă, câte puncte a făcut nebunul. Hai, sunt pe locul 2 încă, încă mă mențin bine acolo. Yes, îl iau. A făcut chiar puncte multe. Ai 39, hai că pot să-l iau, pot să-l iau. Nu! Mă uitam la scor, mă, la trafic. Deci trebuie să fii foarte atent în cursa asta. Fier, Ariel! Nu e bine când fac așa, gen, n-are voie să se întoarcă mașina. Ai, Tommy, ce-ai făcut, mă, Tommy, ce-ai făcut cu punctele alea? Cum ai făcut așa multe? Nu, și trebuie să termin în 3 de secunde. Ah, ok, deci am pierdut cursa asta. Sau ia să vedem. Locul 1! Yes! Yes, locul 1! Bine! Exact ce-mi doream, am luat locul 1, băieți. Super. Fuuu, să știți că m-am străduit să iau locul 1, adică, ok, misiune completă. Hai să vedem acum ce misiune mai avem. Să facem misiune de astea sau să mergem noi la curse, pur și simplu? Ce vrea asta? Ok, hai. Trebuie să facem multe curse, ca să facem bani. Mamă, dar faci mașina asta niște drifturi. Cred că dacă o să fie o cursă în linie, eu o să pierd. Dar uite, putem să facem și curse de astea, de exemplu. Ia, hai să facem ea. Page down. Și în ce cursă e asta. Moonlight. Mamă, dar ce drept îmi stă părul așa, vede? E ciudat că mi-e prea în stă așa. Ce trebuie să fac aici? Pablo! Ah, tot cu drifturi, cred, nu? Ia să vedem. Da, tot cu drifturi, dar nu așa, nu să te răsucești. Ok, facem niște drifturi nebune. Haide! Pablo, bă, Pablo, bă! Iar ne batem cu Pablo. Parcă ne-am bătut cu Pablo odată. Cinci pe mii. Hai, că o să învățăm noi pe parcurs să facem drifturi și chestii. Oricum, mașina asta e nebună la drifturi. Mamă, uite-l pe Pablo! E, nu, e alta, e la in. Cred că o fi și fată, după nume. N-am prins eu curba de aia să fac multe acum. Level up, opa. Dar mașina asta face prea multe drifturi, mă. Adică ce se întoarce cu totul, nu-mi place. Hai că încercăm noi să o redresăm. Să fie... Mersi, m-a ajutat tipul ăla. Practic, e aceeași cursă, cred. Mamă, e la ina aia cât are. Dați-vă! Aoleu! Sunt pe primul loc, a, am fost.
Stai, aici trebuie să fie un drip șmecher. Ah! Mamă, e la ina aia cât tare, mă! Hai! Opa! The Link, ce-ai făcut, mă? Ia uitați-vă! Am 66.000 de puncte! Vai! Sunt prea bun ca să fie adevărat! Cred că mă înjură toți ăștia acum. Dar nu știu cum am făcut punctele alea. Adică, cum, nu știu. Sunt eu frumos și deștept, nu? Aaaa, s-au băgat ăștia în fața mea. Uite, acum am făcut multe puncte, cred. Vedeți? Wow! Păi gata, m-am învățat. Am învățat cum să le fac. Ia, 88.000 de puncte am făcut. Bun la cap. Doar 2.000 de dolari pentru asta. Păi, pentru ce am făcut meritam 200.000 de dolari, nu 2.000 de dolari. Vai de capul meu. Pe ce asta? Cine mai face 88.000 de puncte? Ha? Ia să vedem acum. Dăm pe O. Ai văzut că intrau toți ai mine acum. Oftică și... Hai să mergem tot la asta, dar nu mai vreau drift-ul. Vreau altceva. Pe că nu mai dă iar drift-ul, că vreau să merg și eu în linie sau nu știu. M-am pregătit și sunt prea bun pentru drift-ul. Trebuie și mie altceva la șef. Știți că glumesc acum, adică gen fac Caterinca. Mamă, tot în drift-ul rățin. Adică oricum, așa o să o țin tot timpul cât mașina asta e de genul ăsta. Ok, haide. Ia să vedem ce mai vrea cucoana asta de la noi. Page down. Ia să vedem ce ne dă ea acum. Uite, mergem cu mașina. Parcăm frumos cum e vai de cap. Păi am buiști în ultimul hal. Ia. Ia uite ce repară băieții ăștia mașini aici, vedeți? Așa se repară mașinile. De fapt nu se repară, ci se tunează. Dar n-am subtitrare. Mi-e greu să înțeleg ce zic fără subtitrare. Adică gen în engleză subtitrare. Nu prea le înțeleg eu accentul lor. Lol, pizza. Am și o pizza. Nu mai am pe aici. Na, lasă-mă, nu vreau să văd pe aia cum mănâncă pizza când face poftă. Ok. Și acum încotro. Ce vrea? Iese option. A, gata, am terminat cu asta. Spike ăsta, nu știu ce n-ai băbea. Reply message. Dacă știți voi ce să-i fac, că pur și simplu win the event suite. Ok, Manu. Find your groove. Easy. Ok, hai. Nu știu ce zice ăla Spike ăla. Ce vrea de fapt. Ok, sper să nu se audă prea tare melodiile. Să nu se audă prea tare melodiile lor. Nu mai drift-ul o să fac azi. Ok, hai, hai să mergem și noi repede la Manu sau cum n-ai bal chema pe tipul ăla. Uite, mai sunt curse de-astea pe parcurs. Da, și am văzut că sunt player real. Adică, gen, dacă văd o mașină pe stradă care e de genul meu, care mi-apare și pe hartă, e un player real. Uite, vezi, ăsta e un player real. Bine. Ok, avem nu știu ce level. Da, știu că în episodul trecut am zis că am level 10 pe GTA sau ceva genul. Dar mă referam la Need for Speed. Eu pe contul meu am level, nu știu, 190 sau nu știu cum e bani pe GTA. Mamă, ce repede mergem noi cu mașinuța. Uite, ziceam eu că e mereu noapte, dar uite, acum dă să se facă zi dacă vă uitați sus pe cer. Deci cred că dacă mai sunt pe aici, se face zi. Uitați-vă pe cer, să vedeți că se face dimineață. Oh my god, m-a luat poliția, nu. Nu, poliție nebună. Sper să scap. Aolo, iar mă sună aia, page up.
Hai, vrei să scap? Și primesc 50 de dolari dacă scap. Vai, mă îmbogățesc cu banii aia. Uaaa, ia-mă la poliția. De fapt, m-am detectat acolo cu o mașină în plus. Opa. Haide. Distraction 2 ori. Din că le distrug orașul. Mamă, cred că făceam aici niște puncte dacă era pe puncte la driftul ăsta. Vai. Trebuie să mă camuflez pe aici. Total fine, what the fuck. Ok, deci acum în 8 secunde reușesc să scap și primesc 200 de dolari. Mamă, zic că sunt pe pondul Grand din București. Mă rog, nu e așa de mare, dar seamănă. Bă, dar parcă se făcea zi, what the fuck, s-a întunecat iar. Ah, păi e mărlănie. Ok, pe aici cred, da. Da, hai să mai scădem viteza, zic și eu. Mamă, bă, ce drifturi fac. Ok. Suntem iar pe șosea normală, nu mai suntem pe curbe și chestii. Mergem la cursa aia. Pe ce ai făcut, mă nene, mă, te pui în fața mea. Mă credeți că nici, parcă s-a dat sunetul de la joc mai încet, nu știu de ce. Parcă. Ok, mai avem puțin și ajungem. Ajunge șeful la misiune. Uite aici. Cred că asta nu e cu drifturi, cred. Level up. Bravo, boss, level 14. O, bine, boss. Ok, hai, mi-apare și mie pe aici down. Bun, sunt și ei aici. Find your groove, run the drift count. Ok, drifturi iar. Oh my god, iar trebuie să fac puncte, deci numai drifturi am făcut azi. M-am plictisit și de ele. Măcar acum suntem expert, zic și eu. Să faci 1000 de puncte din prima. Cred că nu e ușor. E, ba dacă, uite, aia a făcut 7000. Da, link 5. N-am putut să-mi pun de link, era luat. De-aia mi-am pus de link 5. Și nici de link 1, nu, deci mi-ați luat toate numele pe NFS. N-am putut să-mi pun deloc. Ce ai făcut, mă? Am câștigat? Ok, locul 1, boss, gata. Asta vreau să aud. Locul 1. You must have crossed the line on your rims, dude. Bai, e nebun. Hai, hai cu level 15. Na, nu fac level 15, cred. Mai am un pic. Ok, cred că am făcut vreo 8.000... 10.000 de dolari am făcut în episodul ăsta. Ne mai jucăm, ne mai jucăm, mai facem o cursă. Hai, opțiuni. Ia să vedem. Băi, sper să se audă bine, gen, să nu fie vocea mea mai nasoală. Asta ce mai vrea? Beat the target score with Robin. Oh my god, și unde naiba e asta? Câte mile? Câte... Oh, mă, lo! 5.000 de mile, vai de căpul meu. Nu 5.000 de mile, 5.000, 5.000. Doamne, uite, iar și-o de mai încet jocul, nu vi se pare? Ah, cred că vorbește ăla la telefon, mă, de-aia. Ah, bă, închide telefonul că vreau să aud mai tare. Așa, rock! Bum, bum. E bine că nu iau copyright pe astea, deci putem asculta muzică. În GTA nu putem face asta. Adică sunt de-ai lor care au cântat melodiile secrete, nu știu. De multe ori jocul ăsta mă obligă să iau pe contrasens, nu știu de ce. Mamă, ce viteză avem. Se conduce foarte bine mașina și deja i-am învățat. Am greșit drumul. Deja am învățat cum să le conduc. Numai că mai greșesc drumul din când în când. Și spunea cineva că și-ar dori ca GTA 6 să aibă grafica jocului ăsuia. Bă, și mie mi se pare că are o grafică mai bună în Need for Speed-ul ăsta decât GTA 5. Dar oricum, nu știu, pe filmări nu se vede la fel de bine cum se vede la mine. Nu știu de ce. Adică după ce am terminat filmarea și mă uit la ce am filmat, parcă nu se vede la fel de bine, nu știu. Eu
pe filmare parcă nu știu, nu se mișcă la fel de fluent. Că m-am uitat. Adică uite, eu mă juc acum fără pic de lag, am 88 de FPS-uri. Și când mă uit pe filmare nu se mișcă la fel de bine cum văd eu, nu știu de ce. Adică n-am lag în OBS sau chestii, da. Uite, mă uit acum pe OBS. Se mișcă decent. Dar parcă nu cum trebuie. Mamă, accident, că mă uitam la OBS. Ați văzut și voi cum mă uitam așa. Oh, da, și să vă povestesc o chestie, oare? Nu, cred că o să vă povestesc mâine o chestie. În episodul de mâine. Ok, hai că mai avem 2000 și ajungem. Episodul ăsta o să fie un pic mai lung. Nu-i bai. Și la de GTA 5, dacă se vor stinge la asta foarte multe like-uri, o să apară mâine GTA 5 și... o să fie tot așa lung. Au! M-ai lovit în plin. Uite, vedeți, mă obligă să iau pe contrasens. Uitați-vă pe GPS. Că pe acolo nu mă lăsa să o iau. Bine, boss. Vezi că pe acolo trebuia să iau, da? GPS-ul spune că nu. Nu, pe contrasens vreau. Iau. Hai că imediat ajungem. Am intrat în oraș, văd. Hai la cursă. Mamă, ce melodie șmecheră. Mamă, vreau să dau mai tare, dar n-am cum. Decât trebuie să ies din joc. Și eu nu o să mai fie melodia asta, că ies din joc. Și intru. Sau poate nu știu eu, ia uite-i pe ea în linie, vedeți? Ei sunt în cursă, cred. Hai de boss. Uite, cred că o să fac în curând level 15. După cursa asta, cred că fac level 15. Sigur fac level 15. Ok, ajungem acum. Drift train, oh my god, iar drift. Hai de boss, eram prea cu nu știu cum. Hai și ultima cursă, tot cu drift. Mașina mea e cam stricată. Deci trebuie să-i bat scorul de 26.000 la ăsta, ok. Bine, boss, dacă zici tu că trebuie, nu? Eu cred că ți-o fac din două curbe dacă e nevoie. Dacă vrei nu mă obosesc să fac 28 de... Ok. Deci uite să-i bat scorul ăstuia, care el are 26.000. Opa. Dar de ce eu mai fac curbe de astea și nu-mi pune scor, vedeți? Parcă am... Nu știu. Dar nu înțeleg, de ce nu-mi pune? Că eu fac... Stay with the group, the score points. Adică... Stay with the group... Păi unde e grupul meu? What the fuck, eu acum fac drifturi degeaba, că nu punem scor. What the fuck, eu ăla prea în față sau ce pui mei? Oh my god, dar nu-i corect, mie nu-mi pune scor acum. What the fuck, nu știu ce s-a întâmplat. Adică uitați-vă și voi ce fac aici. Și nu-mi pune scor. Unde e grupul meu? Sau ce naiba, la ce se referă, că nu se referă la grup. Care mai multe înțelesuri. Mamă, păi fac aici drifturi degeaba, boss. Nu înțeleg ce naiba s-a întâmplat. No, cursul ăsta n-am cum să o câștig din cauza lor, că nu-mi dau puncte. Eu fac drifturi și chestii. Bine, acum nu le fac intenționat ca să ajung în fața lor, să văd ce naiba se întâmplă. Nu înțeleg. Se termină cursa și mie nu mi-au pus puncte. Nu știu, o fi echipa mea prea în spate sau ceva de genul. Doamne, mă enervează. Restart, hai. Nu știu ce s-a întâmplat, deci chiar nu înțeleg. Ați văzut și voi că nu-mi punea puncte. Haide. Hai, încarcă-te. Brum, brum.
Acum hai să stau să încărcem. Îl băteam lejer pe ăla. Fii, oare trebuie să stau lipit de ăsta sau nu știu ce pui mei? Te întreg, fraiere. Uite, iar îmi pune puncte. Trebuie acum să-mi pună puncte, că eu m-am ambiționat să nu mai fac scor. Nu voi se întâmplă. Cred că trebuie să stau lângă ăsta, mă, sau nu știu ce neba. Uite, iar, păi ce e asta, frate? S-a dus ăla în față sau... Da, bă, cred că stau lângă ăla, mă, lipit de ăla. Ia să vedem. Uite, sunt lângă el. Da, bă, cred că trebuie să stau lângă el. Ah, ok. E posibil să nu o câștig pentru că eu n-am făcut drifturi acum, n-am făcut puncte. Da, păi ok, ne lungim foarte mult cu clipul și n-are rost, o să fac eu camera pe asta, deși am zis să stau lângă el și să fac drifturi lângă el. Bun, am făcut level 15, am făcut niște bănuți, sper că v-a plăcut acest episod, v-am spus, dacă se sunt peste 1500 de like-uri, o să apară și mâine un episod de GTA 5 foarte lung și încă unul de NFS, sau vedem noi. Eu am văzut Link și vă mulțumim de vizionare, ceau!